În urmă cu o lună, Crucea Roșie Română inaugura primul punct de prim ajutor din județul Giurgiu, în satul Tomulești. O familie a fost instruită în acordarea primului ajutor de bază, punându-și la dispoziția comunității nu doar timpul, ci și locuința. Centrul a fost dotat cu o trusă de prim ajutor, glucometru, tensiometru și un dispozitiv EKG cu telecitire la distanță. În cele 30 de zile de la deschidere, aproape 200 de cetățeni au apelat la servicii voluntarului comunitar. Din 179 de solicitări, 162 pentru verificarea tensiunii arteriale, 9 pentru verificarea glicemiei și 8 EKG-uri. Din cele 8 EKG-uri, 6 au avut recomandarea consult cardiologic de urgență și solicitarea ambulanței. După acordarea asistenței medicale, au fost și pacienți care au primit recomandarea de a solicita ambulanța în vederea internării, numai că au refuzat invocând motive financiare. Ne-a impresionat faptul că sunt foarte mulți oameni fără venituri, care trăiesc la limita existenței și au refuzat chemarea ambulanței din motive financiare, spunând că așteaptă să vină pensia și apoi vor merge la medic. Repet, recomandarea era de internare în spital, urgență. Până la sfârșitul anului, Crucea Roșie Giurgiu intenționează să amenajeze puncte de prim ajutor similare celui de la Tomulești și în alte localități din județ. Pe listă se află acum comuna Greaca, întrucât autoritățile locale de aici au solicitat înființarea unui astfel de centru cât mai curând și au început deja căutările pentru o familie de voluntari comunitari.